Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o etalare pentru următoarele 24 de ore cu cărțile obișnuite și în cafea. Să vedem ce se poate întâmpla, ce noutăți sunt, cum ar putea fi și Dragobete, avem un special, pentru că toți sunt 24 de ore care deja se pregătesc pentru mulți dintre voi această petrecere a Dragobetelor. Văd că a scos multe afară, poate și multă treabă și multe daruri, vorbe, dar poate și niște lacrimi, niște o petrecere, văd aici un drum la munte, poate, o ceartă cu cineva. O dragoste, ați renunțat la o dragoste sau nu a fost să fie mai degrabă, aș putea să spun. Un doliu, un dar care l-ați primit, o reușită, o întâlnire cu un F-E, discuții cu un F sau cu un E, niște daruri care le-ați mai risipit, sau mă rog, poate ați făcut niște cumpărături mai importante. O persoană foarte curioasă, să știți, e o persoană cu gâtul lung, așa, care se tot uită după voi. Și un A, cineva cu A, v-a uimit persoana cu A. În casă, pe casă, să știți că aveți o revelație pe casă, parcă zici că vi se deschide un ochi chiar în casă, așa cumva vă aveți o revelație, o viziune, vedeți ceva, o să aflați niște secrete. Până luna următoare, până la sfârșitul lunii următoare, văd că faceți ceva important, veți lua o decizie importantă. Posibil să primiți în 24 de ore vești de invitație la cineva sau un musafir care să se invite la voi să mergeți împreună pe undeva. Discuții văd aici, posibil discuții și de serviciu. Știți că aveți aici o dragoste, o inimioară săgetată. S-ar putea unii dintre voi chiar să fiți într-o dragoste sau să cineva ar vrea să vă săgeteze, cineva ar vrea să vă facă să vă îndrăgostiți. Sau chiar vă veți îndrăgosti, e foarte posibil aici că veți visa, foarte posibil că această noapte poate chiar să visați ceva, să știți. Văd că aveți o literă de M aici, bună pentru voi, un D, un S. Văd aici că aveți niște energii, ceva noutăți vești vă vin, bune, aș putea să spun. Pot fi niște întâlniri chiar, hotărâri pe care să le... Acum... Ori au fost deja și acum urmează să vă întâlniți pentru ce ați discutat deja, ori că vă vor căuta în 24 de ore cineva, pare din casă, din familie, persoane care sunteți voi într-o bună relație, să vă propună ceva. O să aflați cineva care are o problemă, pare o persoană, o doamnă, tinerică, ești, dar e foarte, are în capul său o greutate, un dol, ceva, o problemă de sănătate, poate chiar, ori îndoliată în cauza cuiva care a avut o problemă de sănătate, aflați o petrecere. Petrecere cu muzică, cu... O să aflați o persoană care în dragoste, aici o persoană tinerică care a suferit sau va suferi, că pare în 24 de ore, că aflați de ea, s-ar putea să aflați de cineva care trece printr-o greutate în 24 de ore, să știți, din cauza unei dragoste care... e așa, un semn de întrebare. Ea e o persoană foarte bună, ar părea o persoană, dar pare și naivă, că e tânără, pare o persoană tinerică și s-ar putea să se supere în dragoste, pentru că ori e trădată, ori o dezamăgește cu această persoană. Pare undeva niște persoane care încearcă să se cațere cumva pentru a ajunge la o situație, o să aflați voi ceva. Descoperiți niște secrete. Da, multe întâlniri de dragoste. Deci văd numai inimioare, ce să zic, pasiune puternică în aceste 24 de ore. Deci foarte posibil că foarte multe persoane dintre voi aveți întâlniri sau veți avea ocazia să aveți întâlniri, să cunoașteți persoane, să ieșiți pe undeva. Văd aici și petreceri, chitară, vioară, muzică, petrecere. Dar o să aflați și de un incident, ceva. Da, sunt trei
să zic, trei ocazii pe care le aveți voi în aceste 24 de ore, sau trei persoane care și-ar dori cu voi o întâlnire. Dintre acestea, doar una singură pare cu adevărat care ai putea face cunoștință și să ducă la ceva. Are un drum care ar putea fi un drum care să ducă către un ceva să crească așa frumos. Restul e într-un blocaj. Ori vedeți că e o persoană care poate fi puțin mai, nu știu, mai ascunsă, mai agresivă, mai închisă în ea și nu te-ai potrivit probabil cu ea. O alta e ca o pisicuță, așa, ca o veveriță, dar alergă de colo-colo, dar nu prea e sinceră. Are o codiță, are niște cornițe, pare mai tinerică, dar nu pare mai aventuroasă. Poate că îi place să se ducă de colo-colo, să se distreze, dar nu rămâne constantă într-o relație sau poate fi. Dar una dintre ele, într-adevăr, pare mai serioasă. O să faci o alegere, îți pui un semn de întrebare, o să alegi poate că cu inima. O surpriză vă poate face în aceste zile și un fost, să știți, că și el își pune un semn de întrebare. Văd că îți cam ține drumurile sau treci tu prin dreptul său cumva și s-ar putea să intrați în vorbă. Aici văd că există o șansă să ești atrasă, să-i pui o întrebare sau să spună el o întrebare, să te întrebe ce mai faci. Și de aici s-ar putea să se nască ceva. Văd că s-ar putea să se răstoarne acea supărare, să se transforme într-o nouă iubire. Un pic de măcăneală ar putea fi între voi, nu știu, un reproș, ca și cum ei spune una alta. Da. Dar e posibil, deci cu acest fost, e foarte posibil în drumurile voastre, în 24 de ore, să îl întâlniți, să vă aștepte, să vă țină drumul cumva și să apară o zi, două. Văd că aveți de-a face și cu zodia Rac, Scorpion. Un I, un J joacă un rol important pentru voi. Vești. Aflați și de vreo vulpiță aici, în afara casei, probabil pe la serviciu acolo. E o persoană care așa se... Ea îi place să se lingușească, poate, sau s-ar putea să fie și o persoană care nu prea e sinceră în ceea ce face, nu știu, dacă faceți afaceri cu ea sau ceva, ea cumva încearcă să te păcălească sau chiar să te băcubească cu ceva, să-ți ia ceva. Mă gândesc că ea cam se furișează puțin, aș putea să spun, o să aflați poate. Da, la serviciu, poate unde lucrați, dacă lucrați și legat de niște computere, ceva acolo să fie iară. Văd că sunt niște blocaje sau nu știu, cineva încearcă cumva să facă vreo ceva, dar nu e că va reuși decât de moment, să zic așa, dă puțină bătaie de cap, văd aici discuție sau, dar se schimbă, văd că sunt niște energii foarte, energiile, să zic, din univers sunt foarte puternice, parcă e și căldură, soare, nu știu, poate fi vorba că parcă se usucă zațul repede, nu e că n-ar fi n-ar ploua sau n-ar ninge sau n-ar fi, dar, cum să zic, parcă și lumina cumva puternică. Vine un val, să zic așa, de lumină puternică, că văd că cerurile sunt deschise. Cumva și astfel vă aveți revelații. Credința va juca un rol important în două puncte, două ore, două zile, fie că aveți vreun vis profetic, fie că aveți vreo revelație, fie că ceva vă surprinde încât iară vă puneți semne de întrebare legate de credință, de divinitate, de univers, ceva de acest gen. Petrecere, un noroc. Un noroc, deci s-ar putea în 24 de ore, poate să aveți și vreo noroc. Că la loto, că la los, că la vreun joc, că la ceva. O cruce, totuși, aici, o probă. Să știți că unii dintre voi o să aflați la un doliu sau ați trecut deja printr-un doliu și acum, în aceste 24 de ore, pentru că sunt niște energii, pentru că sunt niște persoane, pentru preajma voastră, încercați să uitați, să descoperiți, veți descoperi o metodă în care să vă mai curățați energiile. S-ar putea să vă curățați energiile, să uitați de acest doliu, de această supărare, mai ales care sunteți în doliu, și pentru că ca și cum, orică vă vine în vis această persoană pe care ați pierdut-o și vă spune ceva, nu știu, ca și cum v-ar spune, ai treabă, uite, fă ce n-am terminat eu. Și în felul acesta, cumva, îți dă o motivație să nu te mai doară că nu mai este, pentru că te motivează să-i continui ceva, că continui ceva de la această persoană,
Orică îți lasă vreo moștenire pe care tu să o duci mai departe. Nu știu, poate că e vorba de un talent, poate că e vorba de o afacere, poate că e vorba de ceva care n-a terminat și voi trebuie să terminați. Și e ca o ștafetă, aș putea să spun. E ca și cum ți-a predat o ștafetă. Atâta a fost să fie și de acum încolo continuă tu. Visele acestei persoane, dorințele acestei persoane. Foarte interesant. Revelați, dar o să aveți și de-a face cu o persoană aici, o să aflați. Orică aflați de cineva, dacă sunteți într-un trio, să nu vă certați în aceste 24 de ore, pentru că persoana respectivă ori se întâlnește cu această persoană și aflați, ori se ceartă cu voi ca să se ducă să se întâlnească cu această persoană și iară vă supărați. Da, adică vă prindeți cumva, că aveți și acest ochi pe casă, dar aveți și în inimă. E spre norocul vostru că poți să ții nici cu forța cu pe cineva cu tine și nici nu poți să-l obligi pe cineva să te iubească dacă nu era. Problema este că te va dura puțin această nesinceritate, dar asta, probabil la unul dintre voi, asta e crucea voastră, te va motiva pe tine să faci ceva ce n-ai făcut înainte. Cumva te va determina pe tine să faci o schimbare încât să nu se mai ajungă să mai fi păcălit a doua oară sau să nu mai aibă acest gen de situații, să nu se mai întâmple altcuiva, cum ar veni. Faci ceva ca să ajungi să nu mai treci tu prin această situație, să nu se mai facă ție această situație sau să nu mai facă cuiva această situație, să nu mai poată să mai treacă altă persoană prin ce ai trecut tu. Foarte interesant aici, dar sunt și totuși niște pericole pe societate, să știți. Aflați pe la alții, uite cât ai drăgușorul, să știți, citați aici drăgușorul, aici nu știu că se vede cât e de drăgușorul, de mare așa, aici e foarte mare, deci sunt și vrăși farmece, este perioada în care se fac vrăși farmece, într-adevăr. Lucruri urâte, se lucrează cu diavolul, se lucrează cu lucrătură asta, malefică, pentru a face vrăji de dragoste, de blesteme sau de, mă rog, de desfacere, de o relație sau de adus într-o relație pe cineva cu altcineva, lucruri care nu sunt de la Dumnezeu cum ar veni, pentru că singura dragoste care este curată și sinceră și este cea de la Dumnezeu, cea în care ambele persoane simt același lucru, fără să fie, te poți ruga divinității. Și sunt ritualuri care se fac cu credința, cu rugăciunea, aprinzi o lumânare, nu știu, chestii din acestea care n-au niciun fel de efect negativ. Deci, nu, cealaltă persoană nu are, dacă nu te, nu te Dumnezeu nu îngăduie, nu e de la Dumnezeu, adică o relație de acest gen, nu va avea efect. În schimb, când se lucrează cu diavolul, aici e pericol. Se lucrează cu lucrături malefice. Aici pun niște lucrături malefice, să știți. Și, din păcate, aceste lucrături malefice pot duce fie la un doliu, fie la vreo boală, fie la vreun scandal. Pentru că văd aici că e șarpele geloziei. Ori s-a făcut deja și acum e efectul și s-ar putea să aflați de un scandal, de vreo nenorocire, Doamne ferește, în aceste zile, ori se va încerca. Dar și legat de, să știți că totuși sunt niște pericole care țin și de societate, deci iar din nou mă repet aici, dar văd totuși această inimă, ori în pe societate cineva suferă foarte tare, sau să nu fie iară vreo karmă colectivă, Doamne ferește. Că eu am mai văzut inimă din asta așa mare, înainte de a fi ce s-a întâmplat în străinătate cu seismele acelea puternice, tot așa văzut, e minimă mare și am zis, mă gândeam, zic, și zis, parcă e ceva, dar pentru că văzusem lângă că sunt într-adevăr mișcările pământului, dar n-am vrut să mă duc chiar așa departe cuvântul că va fi atât de mare, puternică, pentru că e ceva aici, să știți, văd că cineva se miră foarte tare. Aici să știți că la unii dintre voi s-ar putea să fie o greutate, o nemulțumire și din cauza cuiva care e foarte înrăit, înveninat, să zic așa, pentru că e vorba de un divorț aici, poate. Aici văd cumva că are legătură și cu o schimbare de niște acte. Sau poate e vorba de vreun partaj care aveți de împărțit avere, nu știu, firmă, aici văd cu niște acte, cu niște chestii care țin și de schimbări de acte și asta nu prea-i convine pentru că avea alte. Să rupe, să zic așa,
grosul nu mai poate avea puterea. Un gâbăt, că mai aflați voi ceva legat de un gâ aici, de un târăsturnat, un tâi supărat aici, un pui iară supărat, iară e foarte un râu iară supărat, dar aici să știți că totuși pâ, ăsta aici, mâul iară, să știți totuși că e un pic, aici sunt niște puteri grele, să zic, niște persoane care sunt poate mai în vârstă. Acum nu zic că e pe societate, că nu vreau să mă gândesc așa departe, mai degrabă mă gândesc la ceva mai apropiat de voi. Văd că cineva aleargă repede, repede, repede către cineva, pentru că cineva vrea să vă cunoască, să știți, dar cine e această persoană? Am zis, sunt trei variante, adică trei ocazii aveți. Ori într-un grup de trei persoane veți alege pe cineva și dintre ele două nu sunt prea așa cum ar trebui, adică nu sunt pe aceeași energie cu voi, se potrivesc cu alte persoane, nu cu voi. Orică trei ocazii veți avea și din ele unul este drăgușorul ăsta, care e foarte, poate arată bine, e pasional, dar e o persoană care e, cum să zic, e și foarte insistentă, parcă zici că e așa, se bagă cu capul înainte, ce insistă. Da, deci vrea așa, parcă vrei, nu vrei, băi, Grigora, ia-mă, ceva de genul, adică această persoană nu e genul care să suporte un refuz. Poate fi cineva din Capricorn, Taur, poate chiar, dar nu neapărat, poate fi și Zodia Pești sau mai poate fi și... Chiar și Leu ar putea fi aici. Da, depinde de la casă, acum la casă, că văd că aveți și Zodia Pești aici. Dar e alunecoasă persoana, ori e foarte geloasă, ori are vreun viciu, ori e alunecoasă, deci nu are două fețe, deci are două capete, deci are probabil și două pe altcineva, joacă la două capete, foarte posibil, că văd că poate să te poată îndurera această persoană, e o persoană materialistă, e o persoană poate și mai agresivă sau mai ursuză, adică se închide în ea, cumva te dă peste cap această persoană. Da, 24 de ore foarte interesante. Văd că vin într-adevăr cu niște hotărâri. Ori le-ați aflat că aici văd pot fi petrecut deja, că ai trecut de cealaltă parte a jumătății. Deci e foarte posibil să fi fost deja. Văd că un sâmb joacă un rol foarte important pentru voi. Aflați de niște petreceri cu măști. Acum, în 24 de ore, poate vă duceți pe undeva unde sunt și petreceri cu măști. Cu copii, văd aici, că mai sunt și de copii, nu știu, parte de distracții, ceva aici, nu știu, sau ieșiți pe undeva, depinde și de vreme, parcă sunt role, parcă sunt patine, parcă sunt destea trotinete, ceva așa. Foarte creativ, adică văd aici multă, iară, văd așa simboluri din acestea populare, cum sunt geometrie populară, geometrie creativă, aș putea să spun, de jurul împrejurul casei voastre, în zona voastră, deci pe unde, localitatea pe unde sunteți voi, aproape, destul de aproape de voi. Văd așa de jur împrejur. Deci vă văd într-o veselie, ce să zic, în 24 de ore, e și e sfârșit de weekend. Uite și o nuntă, sunt și nunți, să știți. Una, două, trei văd aici, patru. Dar la una dintre ele să știți că o să aflați, că iar e îngerul ăsta, s-ar putea să aflați, Doamne ferește, de vreun incident. Ceva aici, parcă ori sunt tineri căsătoriți, ori să nu aflați că au își rupt relația înainte de nuntă, pentru că nu se mai înțeleg sau... Într-adevăr, e un pericol care ține puțin și de... Sunt miracole, pot să spun, dar ține și de gândire. Văd că cineva stă pe gânduri. Cumva găsiți o soluție, cumva văd că puteți avea un succes, cumva să știți că vin niște energii care vin parcă din univers. Acum, iară zic că cu extraterestri, că aici așa văd, parcă coboară pe lângă casa voastră, e aproape de voi. Deci, ce să zic, parcă și la voi în casă, ori sunt spirite, că visați voi, că aveți revelații, viziuni, că intrați în conexiune cu vreo persoană care nu mai este, cu spiritul ei. Sunteți ca un medium, să zic așa, și cumva simțiți ceva, nu știu, cumva vă aduce aminte de ea ceva, ori auziți ceva, ori simțiți ceva, vedeți ceva, ori aici sunt niște, parcă zici că sunt cu ochii pe voi, niște spirite care stau deasupra casei voastre și vă privesc. Bani, câștiguri, uite ce inimioară frumoasă o să primiți, ce cadou frumos o să primiți de la persoane iubite unele dintre voi, deci pare chiar din casă, sau mă rog, vine către casă, te conduce până acasă. Da, deci văd aici că îți dă un dar frumos, flori, multe flori.
cineva cu pălărie, cineva cu șapcă. Aici pot fi și persoane care vin din străinătate, să știți. Orică comunicați cu persoane din străinătate, văd că aveți un noroc care vine din străinătate. Aflați ceva, văd că aveți motive de mândrie aici. Posibil că e ceva și pe societate care are legătură cu străinătatea. Ceva important, știți că văd aici niște chestii foarte importante, foarte relevante, niște hotărâri care pot fi într-adevăr pe 24 de ore, dar eu mă concentrez mai mult pe această petrecere care poate fi pentru 24, pentru dragobete, ca și e și litera de D aici în casă, la unele dintre voi. Dar în orice caz, să știți că aveți, pe unde vă duceți, e foarte aglomerat. Foarte aglomerat, s-ar putea să fie chiar foarte, foarte aglomerat. Fie că sunteți la munte, fie că sunteți chiar pe litoral, că văd aici că poate fi foarte plăcut, poate, vremea, chiar dacă sunt valuri așa, să zic, dar e plăcut, văd multă veselie, bucurie, plimbăreală, mese, 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 poate că terasele deja se deschid, dacă e cald și frumos, foarte posibil pe unde vă duceți voi, văd că sunt multe bucurii, multe reușite, niște hotărâri, noroace. Deci, da, 24 de ore, să știți că ține foarte mult de gândirea voastră, că, na, cum zic eu, vremea e cum e, dar important e și ce faci tu când plouă sau ce faci cu ploaia. Dansezi în ploaie, strângi apa de ploaie, o folosești apa de ploaie sau te ascunzi de ploaie, stai departe, că uite, dar iar, din nou, unele dintre voi aveți pe casă nuntă, petrecere sau, nu știu, aniversări, ceva. E foarte important ce aveți voi pe casă. Să știți, aveți niște lucruri foarte interesante pe casă. Deci, aveți pe casă lume, lume. Deci, posibil că aveți niște evenimente aproape de casa voastră sau chiar în casă niște evenimente. În orice caz, că nu e că la toată lumea se potrivește, dar unii dintre voi coborâți din casa voastră, ieșiți din casa voastră să vă duceți la aceste evenimente. Dar ele cumva trec parcă prin fața casei voastre, să zic așa, sau, da, sau sunt, mă rog, muncă exact unde e casa voastră, aproape. Aproape de zona voastră, cumva e sărbătoare și ți-ar putea să țină 3 zile, să zic așa, ori sunt zilele orașului, acum depinde pe unde sunteți, că sunt niște evenimente aici foarte interesante. Da, și daruri, daruri, flori, multe flori văd. Haideți să vedem ce spun și cărțile. Cărțile poate vor dezvălui mai multe lucruri în funcție și de zodia. Am început cu zodia de foc, berbec, leu, săgetător. Totuși o neliniște este, un secret, o să aflați un secret urât, să știți. Ceva aflați, ori aveți insomnii, ori aflați voi ceva urât. Deci ce se întâmplă? 24 de ore, 4 zodia de foc, berbec, leu, săgetător. Depinde de voi, văd că aveți niște planuri, poate de a face și spor, mișcare, a pleca într-o vacanță, cineva vă face un serviciu sau sunteți voi împreună cu o persoană care face niște servicii pentru voi. Da, aveți niște reușite, oameni cu funcție, uite ce miracole, ce revelații puteți avea, ce viziune, ce noutate, ce proiect nou la care lucrați, vă vine o veste bună. Văd aici că orică vi se propune vreo întâlnire, aveți de luat vreo hotărâre, poate apare și un tânăr aici, o dragoste, o declarație de dragoste, o reușită. În dragoste chiar reușite puteți avea. Fie ca doamne singură, la unele dintre voi poate veni și cu copilul, la altele poate veni și printr-o familie, prin niște tineri aici, niște reușite, petreceri, bucurii, moșteniri, daruri, vești bune, ce să zic. Pe casă și în dragoste sunteți foarte bine. Și în drumurile voastre, uite ce petreceri, ce reușite, ce lume multă, dar o să aflați și de gelozia cuiva. Deci în 24 de ore în drumurile voastre o să aflați de o persoană geloasă pentru un drum pe care îl faceți voi. Sau aflați de cearta acestei persoane care o dă la spate până la urmă, gelozia sa, pau, dușmănie pe serviciu, un bărbat într-un semn de foc. Deci o să aflați de cineva aici care pare într-o dușmănie pentru serviciul vostru, pentru profesia voastră, pentru cariera voastră. Poate să fie cineva mai în vârstă, poate fi și un sportiv, aflați de această persoană că trece printr-o cumpănă, printr-o greutate, ceva. Și surpriza voastră, vești, discuții, niște întâlniri, niște bucurii. Deci aveți bucurii, dar să vedem ce cu această persoană de semn de foc. Ori are o greutate, această persoană la servici, pentru servici, poate fi o dușmănie, dar se poate tăia necazul. Să vedem multe vorbe, nu foarte multe vorbe, secrete care le aflați. Poate ține și de vreo ambiție a cuiva, o să aflați de ceva care are o ambiție, un bărbat foarte
văd aici la legătură cu o persoană, într-un semn de apă. Poate fi și cineva care are pentru o reușită. E ceva, vreo schimbare, se produce ceva, vreo schimbare. Deci, depinde de voi, poate, de inima voastră. Voi faceți o schimbare, voi schimbați ceva. Puteți avea o reușită. În ciuda unei dușmănii, voi puteți fi într-o reușită, chiar de unii singuri. Haideți să vedem și pentru semnele de pământ au fecioară capricorn în casă, în dragoste, în serviciu, surpriză. Totuși aflați secretă, deci totuși să știți că aflați ceva, eu și voi afla, deci care așa asemenea de foc, același lucru, s-a tăiat secretă cineva, despre cineva care face niște servicii sau cineva care vă spionează pe casă în casă și voi aveți mari bucurii, poate chiar o căsătorie, poate chiar niște cadouri, niște daruri, o familie cu vorbe bune, cu aveți niște revelații, niște viziuni, aveți un ajutor, un sprijin, văd aici o vacanță, vă duceți pe undeva, în dragoste. Chef, petrecere, declarații de dragoste, un tânăr, o inspirație, o creativitate, o revelație, o oportunitate, să zic așa, în drumurile voastre și voi, lumea, multă petrecere, discuții, hotărâri, musafir, vă gândiți să vă duceți pe undeva, poate la cineva în vizită, pe servici, mari reușite, vești, bucurii, daruri, creativitate, să zic așa, prietenie. În schimb și voi pe surpriză, aflați de o răutate, de un ghinion, ceva, o piedică, răutatea cuiva, nu știu, aici între un bărbat și o femeie sau cineva din semn de foc, totuși are un secret aici, o ambiție, ceva, nu știu, are un ghinion, ceva, ce se întâmplă? E pe surpriză, deci la zodiile de foc a ieșit un bărbat mai în vârstă, aici a apărut, e vorba de inima cuiva, ce are cineva pe suflet, răutatea. Tot din cauza unei persoane din semn de apă. Deci are legătură cu un semn de apă, să știți. Și la zodiile de... Ori are legătură cu apele, ori are legătură cu persoane dintr-un semn de apă. Aici. Pentru visele acestei persoane de apă, cineva din semn de foc pare într-o mare... într-un ghinion. S-ar putea să fie și vrăși farmece. Dușmănie, vrăși farmece care au fost făcute pentru că această persoană din semn de apă să aibă o reușită. Și cineva pică cu necaz. Vedem mai departe. E la nivel de societate sau la nivelul vostru personal? Să aflați ceva? Haideți să vedem și pentru semnele de apă, rac, scorpion, pești. O revelație și voi un vis, voi visați ceva. Vă duceți undeva, vă invite cineva undeva, vă declară cineva o dragoste, vă dă vreun cadou. Zic așa, sunteți mai romantici, poate. Aveți niște secrete și voi. Pe casă în casă și voi reușite. Chef, petrecere, bucurii, declarații de dragoste, moștenire, cineva vă gândește cu dragoste, cu bucurie. Sunteți și voi cu reușită cu această persoană, cu darul și cadouri cu bucurii. În dragoste, în schimb, aflați de un necaz, Doamne ferește, și de vreun doliu aici, sau de o despărțire, de un divorț, totuși, să știți, cineva din semn de apă. Eu într-o cumpănă aici, poate fi și legat de sănătate, o cumpănă destul de mare, sau nu se înțelege cu persoana într-un semn de pământ, are niște secrete aici, puteți afla de un cuplu care nu se mai înțeleg, sau Doamne ferește, și de vreun doliu. În drumurile voastre. Deci în dragoste puteți avea și o cumpănă. Cu toate că aveți mari bucurii pe casă, dar totuși puteți avea și o cumpănă. În drumurile voastre, lume, multă vești, bucurii, musafiri, vă duceți pe undeva. La servici, mari reușite, mari realizări, cineva de la drum lung vă declară dragostea sau mai aveți niște reușite cu cineva care face niște drumuri, vorbe bune, cineva cu ochii verzi albaștri, poate. Și surpriza voastră sunt niște vești, niște noutăți, dar pot fi și niște răutăți din partea unor persoane care fac niște servicii sau cineva fac de niște persoane care sunt curioase, aveți niște întâlniri, cineva vă fixează, poate vreo întâlnire, vă caută cineva. Haideți să vedem pentru semnele de aer, gemeni, balanță, vărsător. Cineva cu vești, pentru voi, cineva din semn de apă, poate, vă spune un secret, vă
învață ceva, discutați ceva. Vă cere vreun dar, poate chiar. Pe casă în casă, în schimb, la semne de aer, sunt totuși niște secrete, niște răutăți care pot veni și din partea unei haine militare sau cineva din semn de pământ. Aici, într-o întâlnire, în ceva, poate și din cauza... Aici poate are legătură și cu energia, are legătură și cu niște servicii, cu un copil, poate are legătură și cu vreun copil, cu vreun tânăr, aflați voi ceva, niște secrete. În dragoste, în schimb, bucurii, reușite, realizare printr-un bărbat tot din semn de aer sau cu ochii verzi albaștri, sau sunteți chiar voi care veți avea o reușită întemeiată în casă, cu dar, cu bucurie, cu copii, cu familia, împlinit niște vise. În drumurile voastre, bucurii, daruri, reușite, realizări, întâlniri plăcute, vă duceți pe undeva, poate cu copii, sau sunteți în niște evenimente, niște întâlniri importante. Pe servicii, în servicii, și aici puteți afla de niște discuții, de niște întâlniri, poate și legate de o persoană într-un semn de apă, de un stil de viață, de dorințele sale, de niște lacrimi care le are, poate și ce discută ea cu cineva pentru un nou proiect. Și surpriza, vești, bucurii, întâlniri în lume multă, poate și de gelozia cuiva să aflați sau să nu aflați și de vreo ceartă, vreo discuție. Cam asta din ce pot să spun și pentru semnele de aer pentru următoarele 24 de ore, așadar par niște 24 de ore fantastice, foarte multe reușite, dar poate și cu oarecare pericol de ceva, să zic așa, la câte cineva. Sper să nu fie. Ce-am văzut de bine să fie de bine. Vă mulțumesc că ați vizionat acest video. La revedere!